Dar în timpului că o să vorbim despre persoane toxice și despre influența lor asupra noastră și cum să le recunoaștem și îmi stor creierii de foarte mult timp să găsesc o formulă care să mulțumească pe toată lumea și cumva să nu aibă cineva impresia că îi dau un cap. Dar m-am gândit până la urmă că ar fi foarte fain să învățăm câte ceva despre tulburările de personalitate și în special despre tulburarea de personalitate vedetă, dacă mă întrebați pe mine, și anume despre narcisism. Știți că mie mai place să mai citesc așa despre creier, din psihologie, să mai citesc una alta și astăzi vreau să aruncăm așa o privire asupra a ceea ce înseamnă narcisism. Să învățăm să recunoaștem persoanele care au tendințe narcisice și de asemenea cumva să ne aplicăm puțin atenția și asupra tulburărilor de personalitate, pentru că din păcate nu sunt luate în serios, cel puțin la noi în țară nu prea se discută despre asta și nu sunt luate în serios și sunt o parte foarte importantă a ceea ce sunt oamenii. Și dacă veți citi despre tulburările de personalitate sau despre alte lucruri, alte deviații de comportament, veți vedea că se explică foarte multe lucruri pe care le vedem din jurul nostru la oameni sau reacțiile oamenilor din jurul nostru. Dar haideți să o luăm întâi de toate cu începutul, și anume ce sunt tulburările de personalitate. Sunt niște deviații, să spunem, care vin din... Bineînțeles, eu explic pentru profani acum în termen de profani, da, să nu îmi săriți în cap. Sunt niște tulburări, niște deviații, practic, ale comportamentului unei persoane. Adică anumite sentimente sau anumite impresii, anumite lucruri pe care le face în prisma acestor sentimente sunt cumva exagerate, sunt deplasate, sunt cumva date într-o anumită direcție. Adică acordă atenție specială unor anumitor lucruri și restul le lasă deoparte, da? Deci, sunt de aia, le spune, tulburări de personalitate. Practic, personalitatea ta de om normal care ar trebui să fie, să mai... mai așa, pe marginea străzii, știți, o mai dă un gard așa, mai... Și cam așa este și cu narcisicii. Și în ciuda credinței generale, pentru că există un fel de mit, dacă vreți, un mit care are o doză de adevăr în el, dar foarte mică, în general, când vorbim despre narcisici, ne gândim la oameni care stau toată ziua să uită în oglindă și se admiră și se iubesc și care își spun cât de frumoși și au impresia că sunt de o frumusețe excepțională. Chiar și mie mi s-a zis de multe ori că sunt narcisistă pentru că pun prea multe poze cu mine și mă uit prea mult la mine. Ceea ce, să știți că am verificat, nu, se pare că nu sunt, adică nu, tulburarea mea de personalitate nu se încadrează aici. Da? Deci există mitul ăsta că narcisicii sunt oameni care sunt extrem de absorbiți de imaginea lor și de felul în care arată și se iubesc foarte mult și hai de capul meu, nu mai e nimeni ca ei în ceea ce privește fizicul, frumusețe așa. Ceea ce poate să fie adevărat, o să intrăm puțin în detalii și o să vedeți, dar nu e o regulă. De-aia zic, narcisicii sunt mai greu de depistat. Și ca să vă dau un insight, mă gândeam la clipul ăsta mai mult ca o glumă raportat la un narcisic pe care l-am în viața mea. Și vreau să zic așa că fac clipul ăsta în semn de glumă, după care am început să studiez problema narcisiștilor și mi-am dat seama că, de fapt, wow, sunt înconjurată de foarte mulți narcisici pe lângă mine. Da, am tendința să atrag foarte mulți narcisici și o să vă dau, pe final de clip, o să vă dau un punct de ce oamenii ca mine sau de ce avem tendința unii dintre noi să atragem narcisici printre noi. Dar asta la final, ca să terminăm cu partea teoretică, ca să spun așa. De zona din care veniți sau de țara, de cultură și așa mai departe, toată lumea cred că a auzit de povestea lui Narcis, care era foarte îndrăgostit de imaginea lui din apă. Asta este cumva varianta generală pe care o întâlnim, dar de fapt povestea în mitologia greacă este cumva mai amplă și ne spune că acest Narcis, care era de fapt fiul unei nimfe și al unui râu, era un tip nu doar că frumos, dar era extrem de egocentrist, era extrem de plin de el, era
O persoană care nu băga pe nimeni în seamă, pentru că era mult prea bun pentru ceilalți, da? Și nu considera că există cineva la nivelul lui și atunci nu băga pe nimeni în seamă. Și pentru asta, zeița Nemesis, care este zeița răzbunării, l-a pedepsit și l-a făcut să se îndrăgostească într-adevăr de imaginea lui pe care a văzut-o în oglinda unui lac la un moment dat. Pentru a simți suferința pe care o simt și ceilalți când el ignoră pe toată lumea, adică când văd o persoană frumoasă, dar nu pot să ajung la ea pentru că este cumva prea arogantă, cam asta ar fi tâlcul poveștii, știți? Adică Nemesis l-a pedepsit, l-a blestemat să își vadă imaginea în oglinda apei, să se îndrăgostească de imaginea lui și să sufere pentru că nu va putea niciodată să atingă, să ajungă la acea imagine din oglindă, da? Pentru că de fiecare dată când, și cred că ați văzut prin lucrările de artă, mai ales cele din perioada Renașterii, este foarte popular, Narcis care încearcă tot timpul să atingă apa și de fiecare dată când atinge apa, imaginea aia frumoasă din fața lui dispare, da? Asta era blestemul pe care i l-a dat Nemesis. De aici s-a transpus ideea că, vezi, doamne, narcisiștii sunt extrem de îndrăgostiți de imaginea lor și că, mamă, cât să iubesc ei și că cât de mult le place de ei și ce frumos arată ei și că ei sunt cei mai frumoși, ceea ce v-am zis, este o parte din adevăr, dar nu este tot, adică treaba este mult mai complexă de atât, mult, 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 mult mai complexă. Narcisismul este tulburarea ce constă într-un sentiment exagerat al importanței propriei persoane și în convingerea fantezistă nerealistă asupra calităților sale pe care le percepe ca fiind unice sau excepționale, da? De fapt, asta ar fi o definiție mai amplă și mai clinică, dacă vreți așa, a narcisismului. Adică este o persoană care are impresia, are numai păreri la superlativ despre el, dacă vreți să spunem așa. Dacă vreți să știți așa ca date pur și simplu de trivia, unul din primii care a studiat, care a pus bazele studierii narcisismului a fost, cine credeți? Sigmund Freud, dar el a pus doar bazele, doar a creat un cadru general. De la el s-a mai studiat foarte mult și s-au mai aflat foarte, foarte multe lucruri despre narcisism, adică ceea ce spune el despre narcisism și despre narcisici sunt doar lucruri de început, dacă vreți, în lucrările lui, dar nu trebuie să luați de bun doar în ce a spus el. Am mai găsit undeva că părinții narcisismului sunt autostima dusă la cote din alea înfiorătoare și ego-ul tot așa idealizat la maxim, adică idealizarea la maxim. Printre lucrurile pe care le-am mai citit, am găsit că undeva între 2-16% din populația clinică, adică cei internat studiați, suferă de narcisism, iar la nivel global ar fi de 1%. Cu mențiunea că aceste date sunt cumva de pe la începutul anilor 90, îi zic că mai trebuiesc update-ate mai refreshuite, așa n-am găsit ceva mai nou la prima mână, la căutare, ca să zic, dar ca idee, eu cred că sunt mult mai răspândiți. Încă un lucru demn de menționat este că tulburările de personalitate se întrepătrund, adică poți să ai o tulburare de personalitate dominantă, dar poți să avea și caracteristicile unei alte tulburări, mai împrumut și de la alta, știți? Adică poți să fii un pic histrionic, care este isteria. Poți să mai ai și alte tulburări amestecate, dar nu vă gândiți la tulburările de personalitate ca fiind un pătrat așa perfect și acolo te încadrezi și gata. Nu, este foarte alambicată treaba asta cu psihologia și cu psihiatria în general și cu tulburările de personalitate, da? De aia sunt și foarte greu de diagnosticat de multe ori și de aia sunt și foarte greu de targetat sau de pus o etichetă pe cineva, da, uite, ăsta are tulburarea asta, pentru că poate să aibă o tulburare, dar să mai aibă și de la altă tulburare de personalitate ceva, anumite trăsături, da, se pot întrepătrunde tulburările astea, de-aia nu e bine să punem etichete de genul, vai, doamne, ce narcisist ești, că s-ar putea să nu fie chiar ok. Așa, și printre cauzele principale, am văzut că unul din factorii principali sau unul din una din cauzele principale ar fi moștenirea
ereditară pe care o ai, adică dacă tu ești narcisist sau dacă ai pe cineva narcisic lângă tine, este posibil să fi venit dintr-un părinte narcisic. Și se explică, o să vedeți când o să trecem la caracteristicile narcisismului, o să vedeți că se explică de ce e așa. Alte cauze pot fi și educația, da? Faptul că ți se pompează foarte mult autostimă, mult prea multă autostimă exagerată de mic, da? Ajungi cumva să te formezi în felul ăsta și să ajungi să crezi că, băi, tu ești buricul pământului. Mai sunt și cauze din astea sociale sau cauze economice. Mă rog, sunt foarte alambicate pentru că se pot întrepătrund între ele cauzele, la fel. Da? Sunt foarte multe lucruri care pot declanșa această... Uite, n-am întrebat-o pe Eugenia dacă o persoană care nu s-a născut narcisic poate să aibă, să dezvolte o tulburare din asta de personalitate mai târziu. Ia să o întreb. Chiar să o întreb pentru că sunt curioasă dacă o poate să, nu știu, o persoană perfect ok undeva după o perioadă de timp poate să devină narcisic. Mă gândesc că în baza unei traume sau unei experiențe poate la un moment dat o persoană să devină. Adică logic în mintea mea așa ar fi, dar nu bag mâna în foc pentru asta. Și se pare că această tulburare de personalitate se găsește cu pregădere mai mult la bărbați decât la femei și o explicație pe care o am găsit-o eu citind aici este că femeile cumva sunt construite de natură astfel încât ele să fie și empatice și apropiate de alte ființe, da? Să fie mămoase și așa mai departe. Și de aia e mai greu, dar asta nu înseamnă că nu sunt femei narcisiste, da? Adică avem și femei și mame narcisiste destul de slabă cerului. Există 9 trăsături mari, generale, cu privire la narcisic și în momentul diagnosticării unui narcisic, acesta trebuie să aibă măcar 5 dintre aceste trăsături. Dacă nu le are, înseamnă că nu este narcisic și așa vă veți putea da seama. Dacă luați un pix și o foaie și scrieți acolo trăsăturile și bifați numai 3 din ele, înseamnă că doar are acele laturi puțin mai dezvoltate, adică nu știu. Sunt puțin mai dereglate zonele alea, da? Dar dacă bifează 5 din cele 9 sau mai multe, este posibil să fie narcisic. V-am zis, nu facem chestia asta pe ideea de a pune etichete și de a diagnostica noi oamenii, ci în ideea de a recunoaște oameni potențial toxici. Pentru că narcisicii sunt toxici, sunt oameni toxici și veți vedea mai încolo după aceste trăsături că sunt niște oameni toxici pe care dacă i-ai în viața ta, îți vor crea foarte mult rău și vă spun din experiență că mult timp am dat vina pe mine pentru foarte multe lucruri și mi-am dat seama că, ups, stai că nu e așa și mi-am dat seama că s-ar putea să nu fie întotdeauna vina mea și s-ar putea de fapt să fie controlul sau manipularea sau influența unui narcisic care să mă facă să gândesc în felul ăsta. So, de asta facem clipul ăsta, de asta vorbim despre narcisici, nu cu ideea de a deveni noi psihiatri și de a depune diagnostic, ci de a încerca să identificăm astfel de persoane, măcar ca nivel de cunoștințe și să ne ferim cât de cât de asemenea situații. Da? Când o persoană insistă pe un anumit subiect sau face un anumit lucru cu insistență, să-ți dai seama că, ups, s-ar putea ca asta să vină din natura lui narcisică și atunci nu mai trebuie să cred că e vina mea sau că sunt eu defectă. Prima trăsătură pe care o avem din cele 9 este că narcisicul are un sentiment sau o senzație grandioasă despre sine, adică se vede, cum ziceam și în definiție, la superlativ, da? Își vede acțiunile la superlativ. Tot ce face el este cel mai bine, chiar dacă habar n-are ce face și chiar dacă se pricepe. Veți vedea narcisici care nu se pricep la nimic, dar sunt cei mai buni oameni să se dea cu părere și spun, chiar îți spun, dacă eu aș face aia, aș face de milion de ori mai bine, pentru că eu îl fac. Știți, ceva de genul, cam ăsta este discursul lor, da? În general, narcisicii au impresia că ei sunt cei mai buni în absolut tot ceea ce fac, sunt cei mai buni în domeniul lor, sunt buni în domenii extra lor, adică de orice ar s-ar apuca, ei sunt cei mai buni, ei nu dau greș niciodată, în primul rând că ei nu dau greș niciodată și au senzația asta de grandoare, da, asupra capacităților pe care le au, da, ei sunt ultra specializați în totul și foarte, foarte buni
buni în tot ceea ce fac. Da? Asta e imaginea lor despre ei și dacă le veți urmări discursul unii dintre ei, vor vorbi, vorbi în tonul ăsta, da? Ce fac eu cel mai bine, ce fac eu, niciun meseriaș nu face, ce am făcut eu nu face nimeni, da? Pentru că ei au impresia că ei sunt cei mai buni. Pe lângă asta, constant îi veți vedea că își compară talentele, știți, dacă chiar am avut discuții, de mi-e foarte greu să nu dau referință, că dacă dau, încep să dau acum referință, or să se prindă persoanele despre care vreau să vorbesc. Dar constant am avut genul ăsta de oameni care spuneau, ah, dacă mama și-a apucat, eu să fac aia, aș face de 10 ori mai bine. Adică își compară talentele, își compară aptitudinile cu ceilalți, da? Trăiesc foarte mult din comparațiile, practic pentru ei, jocul ăsta de a comparație este o plăcere, mai ales că ei se văd tot timpul la superlativ, iar ceilalți sunt sub nivelul mării, dar sunt ei. A doua trăsătură. Narcisicul este preocupat de fantezii nerealiste, de succes, de îmbogățire, de dragoste, de iubire perfectă, de strălucire, de absolut tot. În esență, veți auzi narcisici care vor vorbi, chiar dacă nu fac nimic, vor vorbi despre succesul lor, cât succes au sau cât succes vor avea sau cât de bogați vor fi ei sau cât de bogați sunt în prezent sau chiar în ceea ce privește familia. Sunt unii narcisici care în ceea ce privește familia se laudă cu familia lor perfectă. Dacă intrați pe Instagram, acolo e locul perfect să-i găsiți pe mulți dintre ei. Nu înseamnă că toată lumea care se pozează pe Instagram e și narcisistă, dar veți vedea că sunt mulți narcisiști care se laudă cu familia lor perfectă, care au o familie perfectă, că totul e perfect, totul e la superlativ la ei, da? Tot ce ține de ei este la superlativ, inclusiv familia, inclusiv succesul lor, inclusiv chiar dacă ei în prezent sunt în papuci. Rupți, știți, sunt în papuci goi rupți, așa, chiar dacă sunt așa, ei visează, aspiră la succes, la o grandoare din aia deosebită, la opulență și la lux și ei știu, le știu pe astea cu luxul și cu opulența, le sunt acolo sus, știți, așa, și sunt sunt în al 11-lea cer, așa, pe acolo și sunt la superlativ, da? Și o să-i vedeți în discursul lor, dacă îi urmăriți, că vorbesc despre chestia asta. Sunt unii narcisici care nu au trăsătura asta, dar sunt mulți dintre ei care, într-adevăr, când îi ascultați și încep să vorbească și lăsați așa să vorbească de unii singuri, o să vedeți că vorbesc despre realizările lor excepționale, despre succesul lor excepțional, despre cât de buni sunt ei, despre cele mai bune lucruri pe care le-au cumpărat ei, cele mai bune lucruri pe care le-au făcut ei, cele mai bune atenții pe care le-au avut, cele mai bune intenții și așa mai departe. Știți? Totul este la superlativ. A treia trăsătură, narcisicul este o persoană care are impresia despre sine că este o persoană specială, deosebită, unică și că nu este înțeleasă de cea mai mare parte a lumii. Nimeni nu-și dă seama cât sunt eu de important, știți? Sau chiar și când suferă un narcisic, o să zică, vai, nimeni nu știe cât sunt eu de oropsit, cât am fost eu de oropsit și cât sunt eu de bătut de soartă. Eu sunt cel mai bătut de soartă om din existența asta. Eu sunt cel mai... Oh, aleu, Doamne, știți? O să zic tot timpul lucruri de genul ăsta. Adică el este ori este la superlativ, ori este la superlativ în partea aia, dar tot timpul este cel mai cel. Și pe lângă asta are impresia că trebuie să-și petreacă timpul numai cu oameni de nivelul lui. Dar având în vedere că nu mai există în mintea lui oameni de nivelul lui, cam tot sunt niște rebuturi, știți? Aici un mare semnal de alarmă pentru relațiile pe care le formează narcisicii, că în general ei își creează relații strict pe interes, da? Iau un interes. Și când se căsătoresc și când își întemeiază o familie, există un interes al lor care să le satisfacă această boală, dorință narcisică, da? Ceva trebuie să se întâmple acolo. Ori este un partener care îi satisface toate nevoile astea de a-l adula, de a-l face, de a-l... Apropo, cu ocazia asta tocmai am constatat că și Alain Delon este un pic de narcisic și că Mireille Darc, a doua lui soție, era genul de om perfect pentru un
narcisic, adică era gen omul care îl diviniza complet, da, și s-a dat la o parte de tot pentru el, adică inclusiv la cariera, a renunțat la absolut tot pentru el ca să-i fie lui bine și să-l susțină pe el și să-l ridice pe el în slăvi, da, deci unul dintre pilonii creatori al lui Alain Delon a fost Mireille Darc, asta ca paranteză, dar în general și când se căsătoresc narcisic și caută ceva de relațiile pe care le formează cu alți oameni, le formează în ideea asta de a obține ceva, da? Ei nu creează relații cu alți oameni doar de dragul de a fi acolo, știți? Hai că mă simt bine cu tine, că uite, ne place la amândouă, ne place culoarea albastră și hai să bem o cafea și hai să fim prietene. Nu, ei nu fac niciodată chestia asta și nu merg pe ideea asta, da? Nu creează relații pe ideea asta, ci creează întotdeauna relații, fie că sunt de afaceri, de serviciu, de prietenie, de căsătorie, de ce vreți voi, sunt întotdeauna au relații bazate pe un scop, au un scop foarte clar în mintea lor și scopul principal este să le satisfacă lor acele dorințe sau acele aspirații, da? În cazul unei căsătorii sau a unei relații, cel mai bun partener pentru un narcisic este acela de care am zis mai devreme, cel care îl adulează, care îl iubește, care are impresia că este soarele și luna și stelele la un loc și că n-are, s-ar dărâma universul dacă narcisicul nostru ar dispărea, da? Pentru el ăla este partenerul perfect și în general cu genul ăla de oameni se înconjoară pentru că altfel nu supraviețuiești. Pot să vă zic din experiență că în general dacă nu l-auzi un narcisic s-a terminat, adică s-a stricat distracția. Nu vă mai înțelegeți, da? Deci un narcisic trebuie lăudat constant, trebuie adulat constant, trebuie constant să-i spui cât este el de special, cât este de bun, cât este de minunat, câte lucruri extraordinare face și te vine epuizant. Punctul numărul 4. Solicită atenție excesivă. Apropo de ce ziceam mai devreme, un narcisic trebuie să fie întotdeauna în centrul atenției. În secunda în care nu este în centrul atenției, o să înceapă să facă orice numai să acapareze el atenția. De exemplu, veți vedea în anumite grupuri, dacă veți avea curiozitatea să observați, se observă foarte ușor în narcisicii, vor ieși în grupuri, așa vor ieși foarte repede în evidență. În momentul în care este un grup mai mare, da, și atenția se mută de la el către alte persoane sau atenția nu este concentrată pe el, va începe ori să râdă zgomotos, ori să țipe, ori să facă ceva, să atragă atenția tuturor, adică ori să schimbe subiectul, ori să se contrazică doar pentru a atrage atenția, da? Și dacă stați într-un grup așa și stați și vă uitați la toți oamenii, eu am făcut de multe ori chestia asta și am observat că într-adevăr sunt oameni, după aia citind despre narcisic, am făcut legătura și mi-am dat seama că, da, îi observ foarte ușor pentru că au nevoie de atenție constantă. Ei constant trebuie să fie în centrul atenției. Dacă nu sunt în centrul atenției, mor. Adică pentru ei este ca și cum l-ai tăia sursa de apă, să nu fie în centrul atenției, da? Și când ești într-o relație cu un narcisic, constant trebuie să-l lauzi, trebuie să-l idolatrizezi, să-i spui cât este de minunat, să-i lauzi fiecare mișcare, fiecare pas pe care îl face este extraordinar, special și deosebit, da? Eventual, dacă se poate să pup și pământul pe care calcă, ar fi minunat. La modul ăsta, da? Devine foarte obositor să stai pe lângă un narcisic, tocmai pentru că constant trebuie să-l lauzi, constant trebuie să-i spui cât este de extraordinar, constant trebuie să-i lauzi munca, da? Și partea proastă și mai proastă, ca asta să zicem că n-ar fi cea mai grea parte, că până la urmă te obișnuiești și lauzi, partea cea mai proastă este că întotdeauna se compară, de exemplu, într-un cuplu, dacă unul dintre parteneri este narcisic și celălalt, într-adevăr, hai că se prinde de figură și începe și laudă și nu știu ce, o să vină să îl denigreze pe celălalt. O să zică, da, dar tu nu faci bine, da, dar tu nu ești nu știu cum, da, dar tu nu așa. Adică constant o să se compare cu partenerul și o să încerce să-l denigreze pe celălalt în condiții în care celălalt doar îl laudă. Da? Deci este foarte toxică. De-aia zic că e o relație toxică pentru că devine obositor și devine enervant la un moment dat să tot stai lângă un om pe care încerci să-l ridici, să-l lauzi, să-l susții și el vine și îți dă în cap. Și el zice că nu ești bun și că tu nu faci bine ce faci. Poate faceți amândoi exact același lucru, nu știu, să spunem că amândoi pictați cu aceeași pensulă, cu aceeași mână, în același fel,
al lui o să fie întotdeauna excepțional, al tău o să fie prost. Da? Deci, cam așa cu narcisicul și cere constant atenție. Da, într-adevăr, sunt foarte multe vedete și sunt foarte multe persoane din astea publice care suferă de narcisism, tocmai în ideea asta, pentru că ei se simt foarte bine în lumina reflectoarelor, se simt bine ca actori, că toți ziceam de măria sa. Le place ideea asta de a fi adulate constant, de a fi băgate în seamă, de a... cea mai mare... Cea mai mare nenorocire pentru un narcisic este să-i spui, tocmai ce am făcut eu săptămâna trecută asta, să-i spui unui narcisic că este irelevant și că nu contează în ochii lumii. Deci îl omori, dacă îi spui chestia asta s-a terminat, să dezlănțuie jihadul. Da? Tocmai ce am făcut, v-am zis treaba asta, încă nu mă bag în seamă și știu de ce. Dar e funny când știi chestiile astea, pentru că știi și pe ce butoane să apeși ca să tachinezi omul, știți? Dar e cea mai mare nenorocire, o să-i spui un narcisic că este un nimeni și că nu contează, da? Dacă vrei să te omoare, dacă vrei să știi că mori cu siguranță, vă spune unui narcisist că nu. Este un zero în raportat la lumea înconjurătoare și că de fapt lumea nu se învârte în jurul lui și sigur, mai mult ca sigur, că o să te omoare, da? Deci ei se simt foarte bine în centrul atenției și caută constant atenție, da? Le trebuie atenție și, cum ziceam, și în grupuri îi veți identifica și într-un birou, da? De 4-5 persoane, la un moment dat îl găsiți pe ăla cu tendințe narcisiste, da? O să-l găsiți pentru că este imposibil să nu atragă atenția. Chiar aveam, la un moment dat lucram într-un birou și era cineva care la fel, dacă primea atenția din partea persoanei zero, ca să spunem așa, persoana zero fiind șefa pe lângă în care se gudura, dacă altcineva primea un pic de atenție, că na, ca șef trebuie să acorzi atenție tuturor angajaților, mamă, făcea ca toate alea, deci nu vreți să știți ce spectacol era acolo, ce aia de cap, mă, erau absolut infernal să lucrezi în mediul ăla, dar da, sunt astfel de oameni și puteți identifica destul de ușor. Asta fiind un punct, am observat că printre narcisicii pe care îi cunosc eu, ăsta este un punct destul de comun la majoritatea dintre ei, da, ăsta. Poate nu toți se uită în oglindă și se admiră și se iubesc așa fizic și iubesc trăsăturile, da, mai mult ca sigur că nu toți, știu narcisici care nu se consideră frumoși, adică nu, nici nu au treabă cu felul în care arată, dar cu siguranță au nevoie de atenție. Cum nu le dai atenție, cum încep să facă urât. Punctul numărul 5, narcisicul are un puternic sentiment de entitlement, ca să spun așa. Are senzația că îi se cuvine totul, că trebuie să îi se dea totul, că trebuie să îi se facă totul, să îi se dea totul pe tavă, doar pentru că el este special, da? Doar pentru că este de bun. Și iarăși, în situația în care unui narcisic nu-i vei da atenție sau nu-i vei da ceva și te îndrepți cu atenția sau cu alte lucruri către alte persoane, o să devine gelos, devine irascibil. Spre exemplu, sunt în rândul bărbaților, am auzit de cazuri din astea când soțiile ce să facă și ele nasc copilul și copilul necesită mai multă atenție, da? Că e mic, săracul, abia s-a născut, are câteva zile și trebuie să-i acorzi cât mai multă atenție copilului. E, în momentul ăla se întâmplă ceva cu foarte mulți bărbați și încep să aibă niște deviații din astea, știți, ei care până în prezent, până în punctul în care s-a născut copilul, ei au fost centrul universului femeii respective, brusc se văd înlocuiți, știți, și au un sentiment din ăsta de trădare, trăiesc așa un sentiment din ăsta profund de trădare, de aia niciodată un copil nu leagă, nu sudează o relație, da? În cel mai bun caz o distruge, dar niciodată un copil, dacă relația aia nu e bine sudată, nu o să sudeze. Ei au chestia asta cu entitlement-ul ăsta, adică li se cuvine pentru că ei sunt speciali, cum ziceam mai devreme, ei sunt extraordinari, ei sunt la superlativ și li se cuvine, da? Lor li se cuvine cei mai buni pe lumea asta, li se cuvine
absolut totul și este bine să faci ca atare, da? Acum ce aș vrea să rețineți este că nu absolut toate persoanele care suferă de acest entitlement sunt și narcisiști, da? Nu toată lumea e narcisistă. Hai să nu exagerăm acum cu diagnosticarea, da? Ideea este că toate aceste nouă caracteristici sau trăsături ale narcisismului le putem regăsi și la oameni normali sau le putem avea chiar și noi și le putem identifica chiar și la noi în anumite perioade. Poate există situații în care noi considerăm că, bă, chiar mi se cuvine un anumit lucru. Asta nu te face automat narcisic, da? Sunt perioade când avem senzația că efectiv nimeni din jurul nostru nu ne bagă în seamă și cumva avem nevoie de mai multă atenție. Poate să fie doar o perioadă, da? Nu luați totul ca fiind gata, narcisism, gata, toată lumea e narcisică, toți sunt numai niște narcisiști ordinari. Nu, nu, nu. Hai să nu generalizăm, da? De aia zic, o lăsăm mai moale cu etichetele, că nu e locul nostru să punem etichete, dar avem și noi momentele noastre, da? Sau avem momentele noastre când considerăm că munca pe care am făcut-o este de un milion de ori mai bună decât a celorlalți din jur. Poate să fie justificată treaba asta, da? Poate să fie pe bune, adică poate să fie un argument solid, pentru că probabil tu ai mai multe cunoștințe, ai muncit mai mult și așa mai departe. Și chiar poate să fie adevărată treaba asta. Asta nu te face narcisist, da? Toți oamenii avem într-o anumită doză lucrurile astea. Ce vreau să spun este că la narcisiști lucrurile astea sunt permanente, sunt constante și cresc de cele mai multe ori. Se amplifică, da? De la an la an sau de la perioadă la perioadă se amplifică, da? Și un om care are sentimentul ăsta de entitlement o să îl vedeți constant că e așa, da? Nu doar în anumite momente este entitled, da? Plus că, iarăși, cu entitlement-ul ăsta este destul de greu de depistat, pentru că suntem generațiile de acum, suntem cumva formate să avem mentalitatea asta, dar sunt foarte multe persoane care au mentalitatea asta de da, mi se cuvine. De ce? Pentru că sunt cetățean european, hai să zicem. Sau pentru că m-am născut, sau pentru că respir, da? Am fost cumva formați așa, dar asta nu înseamnă că toată lumea e narcisică. Dar la narcisiști este o problemă mai profundă, mai gravă, mai accentuată. Punctul numărul 6 și mare atenție la ăsta, pentru că este unul foarte, foarte dur. Narcisicul este exploatător din punct de vedere interpersonal. Exact ce spuneam mai la început, și anume că își creează relații numai cu un scop, da? Narcisicul niciodată nu o să vină să-și facă o relație doar de dragul de a avea și el o relație sau doar de dragul de a avea prieteni, nu. Inclusiv prietenii apropiați pe care îi are cu un scop. De ce? Pentru că fac parte dintr-o anumită elită socială și îl ajută să urce pe scara socială. Pentru că, pot să-i faciliteze jobul, pentru că dă bine să fii pe lângă persoana respectivă, da? Dă bine să fii prieten cu președintele, dă bine să fii prieten cu nu știu cine, dă bine să fii prieten cu nu știu care și așa mai departe. Și în general, narcisicii îi vor exploata din punct de vedere sentimental, emoțional, material pe cei din jurul lor, da? Și când spun asta, mă refer la foarte multe lucruri, nu doar la, nu știu, un lucru pe care puteți pune degetul, și anume, te vor exploata din punct de vedere emoțional, pentru că au pretenția constant să îi lauzi, să fii lângă ei, să-i susții, să le dai cei mai buni, să-i venerezi, iar ei, în loc să facă același lucru cu tine, ei vin și îți dau un cap, ei vin și fac exact pe dos cu tine, da? Pentru că tu ești sub nivelul lor întotdeauna, indiferent că ești partenerul lor, că ești parte din familie și așa mai departe. O să vedeți, chiar și în familie se întâmplă treaba asta, un anumit membru care este narcisic îi denigrează pe restul pe care îi consideră sub nivelul lui, da? Și se uită de sus cum ar veni la ei, pentru că el se consideră superior. Și într-un mediu de lucru, veți observa că sunt printre mulți de care îi voi enumera mai încolo, veți vedea că sunt mulți narcisici, adică dintre aceia care vin și se fac cei mai buni prieteni cu tine până au nevoie de tine, adică cât au nevoie de tine, să le faci ceva, să îi ajuți cu un task, să îi înveți ceva, să le dai niște informații, să obțină ceva practic de la tine, după care nu te mai cunosc. Sau se întâmplă să le faci tu toată treaba și se duc și se laudă cu realizările lor excepționale și cât de buni și de profesioniști au fost ei, da? În general, cam asta se întâmplă și
Dacă mă întrebați pe mine, asta este una dintre cele mai toxice trăsături ale narcisicului, pentru că știe să se împrietenească, este manipulator, este un foarte, foarte bun manipulator al oamenilor și știe să se folosească de oameni, da? În general, o să-i vedeți cum se gudură efectiv pe lângă un om și îl iubesc și te copleșesc cu atenție, cu dragoste, cât au nevoie de tine. După aia, adios, nu mai existi, nu mai ești bun de nimic, ești un... Da? Ești un rebut. De-aia, mare, mare atenție la aspectul ăsta, pentru că sunt foarte plăcut, sunt foarte miroși, așa când vin pe lângă tine. Și eu m-am fript cu asta, să știți, de mai multe ori. Sunt foarte miroși, așa când vin lângă tine și când... Te iubesc așa și când te copleșesc cu atenție, cu laude, cu de toate și spun hai că facem și uite o să fim noi cel mai bun team ever și o să facem și o să trecem și noi rupem. Până se văd cu treaba făcută, își asumă meritele și dispar. Da? Și după aia, ba, mai mult s-ar putea să te și sape, să-ți sape și locul, pentru că tu ești o persoană insignifiantă în locul lor. Da? Ei nu au empatia asta, nu empatizează și nu au capacitatea asta de a crea conexiuni reale cu niște oameni. Da? Se aseamănă foarte mult cu psihopații în sensul ăsta, pentru că ei au sentimente numai în privire la ei și cu privire la ce interesează. Că tot ziceam mai devreme, punctul numărul 7, îi lipsește empatia. Este cu desăvârșire lipsit de empatie un narcisic, exceptând situațiile în care să arate empatie, să demonstreze că are empatie, îi este favorabil. Adică, dacă să se dea victimă, și am văzut și iarăși pe internet, am văzut atâtea, de-aia nu cred în campaniile umanitare făcute pe internet de vloggeri, pentru că am văzut atâtea chestii de genul ăsta și încep să le identific la un moment dat, încep să văd un pattern. Sunt oameni care se dau, știți, foarte empatici, foarte drăguți, foarte iubitori, foarte hai că îi ajutăm, hai să facem, hai să dregem, nu știu ce, doar că pentru a pica ei într-o poziție bună, știi, doar pentru a fi ei într-o lumină bună, doar pentru a fi ei lăudați, uite, mă laudă lumea că am făcut eu și am dres și am strâns bani și am donat și am făcut astea, știți, doar în situațiile astea. Da, sunt narcisici, de exemplu, părinți care poate pot... avea un soi de empatie față de copiilor, dar asta tot spre ei se reflectă. Adică au empatie față de copiilor, dar asta pentru că ei sunt părinți foarte buni. Au empatie față de copiilor, de exemplu, să-i asculte, mai ales în public, dacă sunt în public și copilul are vreo problemă, îl ascultă, este cel mai bun părinte din lume, doar... Iarăși, empatia asta este teatrală, încercând să arate celorlalți cât este el de părinte bun, știți? Adică tot ce face trebuie să se reflecte asupra lui într-o manieră pozitivă, da? Tot ce face lui o face calculat. Și când spun face calculat, vine din instinct, adică nu stă cu pixul pe hârtie și zice astăzi fac așa, 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 așa. Nu, lucrurile astea vin din instinct la ei, da? Sunt automate. Sunt calculate, dar sunt automate, da? Cumva în mintea lor lucrurile astea vin Poate că dacă ar fi să scoți narcisicul sau persoana, să o desparți de narcisism, de tendințe astea narcisice și să explici cumva rațional uite că faci lucrurile astea, poate că el nici nu își dă seama că le face, înțelegeți? Adică atât sunt de automate pentru el lucrurile astea, îi vin din instinct, îi vin, că de-aia îi zice tulburare de personalitate, nu e ceva ce dobândești tu, nu e o aptitudine, da, pe care o dobândești, de-aia e tulburare de personalitate, pentru că practic îți este însușită, îți face parte din tine, din creierul tău și este pilotul tău automat, ca să spun așa, da? De-aia un narcisic în momentul în care dă dovadă de empatie, cumva în mintea lui, subconștientul lui lucrează la un plan. Sunt empatic cu X, Y, Z pentru a obține, știți? Pentru a face, pentru a
avea câștigul ăsta. De aia n-o să-i vedeți pe narcisiști fiind prea empatici, ei în o bulă micuță așa, nu, ei sunt empatici la televizor sau pe internet când îi vede lumea, când îi laudă, da? Ei nu prea sunt empatici așa în bula lor, da? Dacă stai de vorbă cu un narcisic eventual, și asta iarăși vă zic din experiență, și discuți despre anumite probleme și despre anumite situații, despre anumite tragedii, de exemplu, o să zică, așa și, care e problema? Nu trebuie să fac acolo. Sau o să, uite, de exemplu, cum aveam discuții despre un accident, despre, mă rog, o chestie, și răspunsul narcisicului a fost așa și, ce au căutat acolo? Nu trebuie să se ducă acolo. Nu, ce s-au dus acolo? Era firesc că așa o să se întâmple. Adică sunt foarte reci și foarte detașați și au găsesc o modalitate din asta de a justifica foarte rece, știți? Dar dacă e să-i pui să dezbați aceeași temă într-un grup mare de persoane, încep să plângă. Deci dau un spectacol fabulos. Chiar îi crezi, adică mai un pic să duc și dau îndonează și sânge, adică atât sunt de empatici, da? Da, este foarte periculos să stai pe lângă ei pentru că sunt exploatatori emoțional. Punctul numărul 8 ne spune că narcisicul este invidios sau are constant impresia că este invidiat. Sau amândouă. De ce nu? Da, iarăși o mare problemă a narcisicilor, tocmai din convingerea lor profundă că ei sunt atât de speciali, că sunt atât de deosebiți, unici, irepetabili, da? Că nu se va mai naște nimeni ca ei, că ei sunt punctul ăla din univers la care se rezumă totul, tocmai de aia sunt foarte convinși că sunt invidiați. Dacă stați pe lângă narcisici și au trăsătura asta, o să-i auziți spunând: da, toată lumea mă invidiază, toată lumea e cu ochii pe mine, toată lumea mă urmărește, toată lumea are ciudă pe mine, toată lumea așa, pentru că el e special, da? Chiar dacă nu spune cu voce tare, că el de foarte multe ori, să știți, narcisicii nu sunt nebuni. De fapt, sunt niște persoane extrem de inteligente și extrem de bine poziționate astfel încât să-și atingă scopurile, dacă nu vă prins până acum, da? Deci nu sunt paranoici, de exemplu, cum sunt paranoicii, dar ei sunt foarte bine ancorați în realitate, ca să spun așa, dar au convingerea asta totuși că oamenii îi invidiază pentru că sunt ei de deosebiți, chiar dacă nu o spun, adică ei n-o să vină, îi cunosc narcisici care nu spun: mamă, cât sunt eu de extraordinar, mamă, eu sunt cel mai bun. Da? Nu spun chestia asta, dar uitându-te la comportamentul lor, la, nu știu, acțiunile lor curente, îți dai seama că de fapt ei asta cred despre ei, chiar dacă nu verbalizează, da? Deși majoritatea vor verbaliza, dar sunt și din ăștia, cunosc și narcisici care nu verbalizează cât sunt ei de extraordinari sau că ei sunt cei mai frumoși, cei mai buni în lumea asta, dar cu toate astea, acțiunile lor către asta te împing. Și constant au chestia asta: mă invidiază pe mine lumea, cât mă invidiază pe mine lumea că am făcut X, că am făcut Z, cât de rea e lumea cu mine, din invidie e așa de rea lumea cu mine, da. Din invidie sunt toți puși așa să mă urmărească, de-aia eu sunt mai retras, nu pentru că de fapt nu mă suportă nimeni, ci eu sunt retras și nu am prieteni sau sunt izolat, pentru că nu pot să relaționez cu ea. În primul rând că sub nivelul meu și în al doilea rând mă invidiază și îmi vor face rău, îmi vor distruge mașina, îmi vor sparge casa. Da? Cam ăsta este speech-ul lor în general. Acum, eu sunt foarte... Acum o să ziceți iarăși că sunt narcisică. Nu sunt narcisică, repet, că mi-am pus problema asta de câteva ori și mie s-a zis că nu. Deci cred că... Totuși, tind să cred pe aia care au zis că nu. Repet, eu am probleme în altă parte. Și punctul numărul 9, în cazul în care nu vă era deja clar, este cumva sumarul a tot ce am zis până acum. Punctul numărul 9, practic, însumează absolut tot ce am zis până acum, așa nume că are o atitudine arogantă și superioară față de toată lumea, da? Narcisicul este superlativul superlativului. Știm că nu există în realitate, dar el există. În mintea narcisicului el există, da? S-a fost inventat. Superlativul superlativului. El e. Ăla e. Nu puteți să-l convingeți de altceva. Prin urmare, o să aibă atitudinea asta de aroganță, mai ales față de persoanele care nu-i aduc niciun beneficiu. Dacă nu ești un coleg de muncă,
pe care să se poată folosi, de pe urma căruia să poată trage niște foloase, sau un așa zis prieten de pe urma căruia să tragă niște foloase, o să aibă o atitudine foarte arogantă, așa, și foarte demeaning, așa, știi, de... și se uită de sus la tine, da? Și ba mai mult o să aibă grijă, iarăși în funcție de stadiu de narcisism, că și narcisismul ăsta e pe mai multe trepte, pe mai multe stadii, da? Nu toată lumea e la fel, uniformă. Sunt unii care au o doză mai mare de narcisism, sunt unii care sunt excesiv de narcisism și tot așa. Așa. În funcție de doza lui de narcisism, chiar o să te facă să te simți prost, o să aibă un discurs din ăsta foarte depreciativ la adresa ta, știi? Adică, tu ești o mizerie în fața mea, tu nu stau de vorbă cu... Știți, sunt genul ăla de oameni care... Iarăși veți vedea că narcisicii au chestia asta, știți? Adică vor compara joburile și nivelul, da? Adică eu nu stau de vorbă cu un casier. Apropo de asta, când eram casieră la KFC, doamne, câte exemple de oameni din ăștia, acum nu că erau toți narcisici, dar vreau să zic așa ca subiect de discuție, câți oameni din ăștia veneau care mai că aveau să-mi tragă și o flecmă în frunte, știți? Adică atât de scârbăle era de mine, pentru că eram aia care îi servea. O atitudine pe care personal nu pot să o înțeleg, da, trecem peste. Deci cam așa sunt și narcisicii. Dacă nu le aduci un beneficiu, dacă nu au un beneficiu de pe urma ta, dacă nu, ești un nimeni. Ești un... În momentul, uite, și în relația de cuplu, în momentul în care ai un narcisic într-o relație de cuplu, dacă la un moment dat nu mai este satisfăcut, că poate tu ții steagul sus cu laudele și cu adulația și cu toate cele. Dacă el nu mai este satisfăcut de nivelul ăsta, da? Pentru că tot timpul o să vrea mai mult și mai mult și mai mult, că așa e la ei, tot timpul vor mai multe laude, mai multe adulații, mai multă venerare, în momentul în care nu mai consideră nivelul ăla de adulație suficient, îi dă papuci, știți, sau dă dezvârlita cu partenerul, sau de aia sunt mulți care se despart și zici, dar de ce s-au despărțit după nu știu câți ani, știi, de căsnicie? Uite de asta, pentru că narcisicul n-a mai fost mulțumit de nivelul ăla de laude și adulație pe care l-a primit din partea partenerului. Prin urmare, atenție! Și dacă e să ne întoarcem puțin asupra acestor trăsături și să aruncăm o privire, putem să ne dăm seama că narcisicul nu este neapărat obsedat de cum arată, da? Pe el nu-l interesează neapărat cum arată, atâta timp cât, să spunem, aspectul lui fizic nu-i aduce niciun beneficiu. Dar să spunem că avem un narcisic vedetă, da? Atunci va fi foarte conștient de imaginea lui și va lupta din răzputeri ca imaginea lui să fie perfectă, atunci își va iubi imaginea, da? Și va fi foarte atent la felul în care arată și o să ducă în zone inimaginabile de chin ca să arate perfect, da? Și ca imaginea lui să fie perfectă și atunci o să se iubească foarte mult și felul în care arată, o să-și iubească felul în care arată foarte mult. Dar sunt și narcisici, v-am zis, cărora nu le pasă neapărat de felul în care arată, da? Dacă e să... dacă îi compari. Da, dacă îi pui să se compare și zici, uite-o pe aia cum arată și o să zică, da, eu arăt mai bine. Eu arăt mai bine. Adică, cam orice narcisic are tendința asta să o facă, da? Pe lângă asta, ce am mai putea extrage noi de aici, post de concluzie, și anume, narcisicul nu suportă să fie contrazis. Ferita Sfântul să contraziși. Doamne ferește, deci dacă vrei să-ți dai foc singur la păr, contrazice un narcisist, așa cum ziceam, că nici nu ai voie să-l critici, iarăși, n-ai voie să-l critici, exclus, dacă vrei să ai o viață bună cu un narcisic, exclus să-l critici, exclus să evidențiești ceva negativ la trăsăturile lui, fie fizice, fie așa, pe lângă asta, v-am zis, da? Foarte, foarte sensibil dacă le spui că nu sunt centrul universului. S-a terminat. Și de asemenea am mai observat eu, acum nu știu dacă ține neapărat de narcisici sau nu, dar am observat că ei se scuză ca fiind perfecționiști când fac ceva, dar asta numai când critică pe alții, da?
Adică tu faci ceva, vii și te critică pe ideea că ești el este perfecționist. Dar când vine vorba de munca lui, nu mai critică la fel, adică este mult mai indulgent cu munca lui. Dar tocmai pe ideea de a te coborâ pe tine câteva trepte mai jos decât el, vine și îți critică munca și spune, păi da, dar eu sunt perfecționist, eu am pretenții înalte, adică eu vreau superlativul la superlativ. Așa, adică cum... mie trebuie să-mi dai cel mai bun dintre cel mai bune lucruri. E, tocmai pe ideea asta, adică justifică cumva atitudinea prin perfecționism. De-aia eu pe ăștia care sunt perfecționiști nu-i cred în totalitate, nu toți sunt de adevărat alea perfecționiști. Îi veți vedea dacă sunt sau nu perfecționiști când muncesc ei cu munca lor. Atunci da, poți să-i distingi pe narcisiști de perfecționiști, că un perfecționist care este de adevărat alea perfecționist o să fie cu munca lui în primul rând perfecționist și o să fie foarte sever cu munca lui și o să-și critique munca, pe când un narcisic nu o să-și critique niciodată munca, pentru că munca lui e la superlativ indiferent cât de varză ar fi, da? Și da, concluzia mea finală, și acum rămâne să-mi spuneți și voi care este concluzia voastră finală, dacă narcisicii sunt sau nu persoane toxice. Eu vă spun pe pielea mea că sunt persoane toxice, tocmai pentru că intră în mintea ta și constant te denigrează. Oricât de bine ai face un lucru, nu e bine. Dacă te apuci de ceva, nu e bine. Trebuia să faci ce făceai înainte. Dacă te duci și faci ce făceai înainte, de ce te-ai întors? Dacă tot ai plecat pe drumul ăla, de ce nu continui, știți? Iarăși, le place foarte tare să se infiltreze așa în deciziile pe care le iei și se infiltrează și susțin părerea, știți? Vin și să dau cu părerea și sunt, o susțin așa cu îndârjire și dacă faci ca ei, da? Iei decizia conform a ceea ce te-au sfătuit ei și e rău, vin și spun, a, păi nu, vin și spun, a, păi nu, e rău, nu, eu nu, de ce ai făcut așa, eu doar m-am dat cu părerea, nu trebuie să faci ca mine, eu doar m-am dat cu părerea, dar la momentul la care trebuia să iei decizia, vădeau cum gumnul masă, erau foarte vehemenți ca să faci ca ei, știți? Iar un lucru pe care l-am observat la narcisici este că, uite, de exemplu, la bărbați, când se uită după femei, se uită la ea și zice, mamă, e perfectă, da, are nasul nu știu cum, are picioarele nu știu cum, are sânii cam mici, adică tot găsesc ei nodul din papură, dar asta a fost așa ca un exemplu cu bărbații, că mi-a fost mai ușor să dau, dar ei găsesc tot timpul nodul în papură, special ca nimeni să nu fie perfect, da? Nu există perfecțiune decât la ei, da? Și iarăși este o chestie pe care am observat-o și acum pe final v-am promis că vă spun de ce unii ca mine și poate și ca o parte dintre voi, avem tendința să atragem narcisici pe lângă noi. Explicația este foarte, foarte simplă. Suntem atât de obișnuiți cu traumele pe care le avem din partea narcisicilor, încât suntem dependenți de ele. Da? Adică dacă vii dintr-un părinte narcisic, ai trăit lângă un părinte și ai mai avut și șansa să fii într-o familie monoparentală și acel părinte a fost narcisic, ai două variante, ai două căi există, n-ai decât două șanse. Ori devii și tu narcisic, ori devii în partea cealaltă, devii people pleaser și ai tendința să înlocuiești traumele pe care acel narcisic ți le-a provocat cu alți narcisici, adică ești dependent de acele traume și tot îi cauți și ăia sunt oamenii tăi buni, deși semnalele de alertă în subconștientul tău sunt constant aprinse și când îi vezi, deja îi recunoști de la distanță, îi miroși practic, nici nu trebuie să-i vezi, tu ai tendința să te duci tot acolo, ceea ce se rezumă la terapie, adică ai nevoie de terapie dacă ești ca mine și cam atât. Și cam atât pe ziua de astăzi, că voi cum mă lasă și lumina. Dați un like și un share la clipul ăsta. Chiar sunt foarte curioasă de cum o să vi se pare clipul ăsta, pentru că este ceva diferit. Este ceva cumva, experimental, dacă mă întrebați și pe mine. Dar m-am gândit că este o idee foarte bună de a aborda subiectul ăsta cu oameni toxici din perspectiva asta, a tulburărilor de personalitate, pentru că, în general, oamenii cu tulburări de personalitate, acum nu zic că toți, dar, în general, oamenii cu tulburări de personalitate au
probleme, au tendința de a fi toxici pentru ceilalți din jurul lor, da? Dacă mai vreți să citiți despre tulburări de personalitate, vă recomand un manual de psihiatrie pe care și mie mi l-a recomandat Eugenia. Tulburări de personalitate se numește, de Gheorghe Ionescu. O să vă las un link, îl găsiți pe net, este PDF și îl găsiți pe net. Și este un manual foarte bun, ăla ar fi cumva o bază în care ai descrise tulburările de personalitate așa, știți, ca pentru proști, cum îmi place mie, ca pentru proști, așa să-mi priceapă toată lumea. Și de acolo poți să mai citești, să mai extragi niște lucruri, da? Asta nu înseamnă că vom deveni toți psihiatri și excepțional de bun la eticheta oamenii. Vă recomand din tot sufletul să vă feriți de a eticheta oamenii, da? Feriți-vă pe cât posibil de etichetările astea și nu vă apucați de mâine să-i faceți pe toți narcisici doar pentru că nu vă plac, da? Sau doar pentru că s-a întâmplat să aibă o zi proastă, da? Pentru că nu e cazul, nu așa se diagnostichează un narcisic, deci și scopul clipului ăstuia nu este de a vă impulsiona să etichetați pe toată lumea ca fiind narcisic, ci mai degrabă să preluați informațiile astea, cum ziceam și în clip, să le analizați voi în mintea voastră și să fiți în gardă data viitoare când veți mai fi pe lângă astfel de persoane, să știți să vă apărați. Sau să știți că dacă acea persoană vă denigrează, nu înseamnă neapărat că voi sunteți o persoană nesemnificativă, da? Ci că are probleme acea persoană cu ea, da? Bun, cam atât pentru azi. Dați un like și un share dacă v-a plăcut clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, că vă aștept în familia noastră aici. Vă pup și ne vedem în următorul clip.